Ok, dragi elevi, azi vom sărbători Halloween. Azi vom avea cea mai tare petrecere și vom decide și cine s-a costumat și machiat cel mai bine de aici. Marușca, tu vei câștiga, te voi vota. Normal, Iulia, doctore, nu mi-e frică de injecția ta. Păi vin la cafenea să vă servesc cu degete însângerate, dacă vreți. Da, 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 chiar am. Poate veni și albă ca zăpada pentru degete însângerate. Unde sunt tot? Vreau să le văd costumele groaznice. Aici autobusul cu restoarele plău, să-i vedem! Eu sunt Harley Quinn și eu e Teddy. Dar Teddy nu e deloc înfricoșător. Așa e, da. Ce cool e Harley Quinn. Scufița mea roșie va veni curând. Veți vedea ce cool e. Harley Quinn e nașpa. Următorii studenți costumați sunt... Cine să știa? Cine se ascunde pe sub mască? Ce interesant! Ce cuplu frumos! Cine sunt ăștia? Interesant! Ce cuplu frumos! Cine pe sub măști? Următorii? Haideți, următorii! Eu sunt Scufița Roșie! Unde e lupul meu? Iar eu sunt sirena de pe fundul Mării Morte! Sirena, ești liberă de seara? Bună tuturor, eu sunt Sirena, eu sunt cea mai tare de la această petrecere. Unde e lupul? Unde e Patrick? Să nu arzi pe albă ca zăpada. Ok. Super, nu am așteptat asta, dar nu s-a terminat. Următorii? Noi suntem vampiri. Cine ne va vota? Sunt aproape duțe, că nu au ajuns cele mai portate bașurete, și anume banii! Sunt ca o vrăjitoare, deci Diana va fi ca un vrăjitor. Astea va fi cea mai tare, sunt sigur că ea va fi o majoretă zombie! Mă întreb cine e fiecare, nu-mi dau seama deloc! Uite, Diana, îmi pot vedea iubitul! O, doamne, Smiley e o vrăjitoare! Fetelor, haideți să mergem! Haideți, eu și Nastea mergem primele! Nu te uita la mine, sunt o vrăjitoare! Smiley, nu puteai purta ceva mai bun? Nu e bine, sunt o vrăjitoare mică! Deci, totul meu aici! Bine ați venit la școală! Începe Halloween-ul! Fetelor, ce faceți de seară? Ne distrăm de Halloween! Diana, ți-a rus vrăjitoarea? Vrăjitoarea? Nu! Mai bine te costumai într-un schelet! Ce drăguți ai! Wow! Da, azi ne vom distra pe cinste! Bună, Ice! Ești așa drăguță! Suntem un cuplu frumos! Eu sunt majoreta zombie! Nastea, ești tare! Fetelor, ce vom bea azi? Cocktail roșu sau puțiunea vrăjitoarei? Ice ești foarte cool azi, dar nu voi bea suc de roșii. Ice, ai cumva limonadă în loc de puțiunea vrăjitoarei? Cum doriți voi, am și niște degete însângerate care sunt gata imediat. Ice, știai că e o petrecere azi? Vom dansa împreună, nu? Normal că vom dansa. Fetelor, vă vine să credeți? Azi m-a întrebat un fotbalist ce planuri am pentru diseară. Oh, serios? Nu a întrebat ce faci diseară, ci ce facem. Au venit la amândouă. Diana, Diana, ești aici? Diana, câteva cuvinte. O blondă, ce culoros! Cine ești? Sunt un vampir. Super! Ce-a fost asta? Blonda din nou mă omoară. Măcar de Halloween puteam să stea cu echipa ei. Blondă, te rog, fără știri triste azi. Nu-ți pute ascunde asta. Deci Lealea poartă un costum cu Harley Quinn azi și mi s-a spus că Smiley a făcut un compliment. Ce? Un compliment? E prea mult! Sunt șocată! Ce compliment i-a făcut? Diana, nu știu exact ce a spus, dar s-a îndrăgostit de ea, cred. Ai văzut cum s-a îmbrăcat? Acei pantaloni scurți sărcitoși și toate cele. Blondo, azi avem o petrecere de Halloween. Nu vreau să mă cert. Voi vorbi cu el altă dată.
Diana, ca prieten îți spun, încheie această relație, nu te merită, să știi. Blondo, te iubesc, ca pe cea mai bună prietenă, dar nu mai fi geloasă pe Smiley. Voi face tot ce pot ca tu să rămâi BFF-ul meu, iar el iubitul meu. Diana, mai stă mult după tine. E Halloween azi și suntem o echipă, ar trebui să fim împreună. Ok, Blondo, gata, du-te la Frogs, ne vedem la petrecere, bine? Deci, Smiley, m-ai chemat? Voiai să-mi spui ceva? Basketbaliștilor, veniți la noi? Pe păi certe că arăți mai bine azi decât Stella? Da, sunt sirena din Marea Poartă, să știi. Știu asta, părperte. Ascultă, costumele noastre arată foarte bine împreună, da? Smiley, am nevoie de caiet. De ce? Mă întreb de ce, ca să-mi scriu gândurile. Vai, un basketbalist a venit la mine. Unde e Blonda, Blondo? Knopa, uite, un doctor. Doctor, mă doare aici. Dă-ți masca jos, cine ești? Sunt Bad Boy, lăsați-mă în pace, Frogs. Fetelor, m-ați căutat? Blondo, că să te mai tot strigăm, unde e Rai? Vorbeai din nou cu Diana. Frogs, sunt cu voi acum, când va începe petrecerea? În curând. Trebuie neapărat să ne găsim parteneri. Ne trebuie băieți să mergem, haide. Deci acum vom merge la cafenea, acolo sunt majoretele banii. Și? Și? Trebuie să stăm pe lângă ele, două din echipă singure. Și dacă nu vor? E Halloween, nu vă știi că suntem fotbaliști, că avem măști. Și asta? Să ascunde. Ok, să mergem, eu merg la Diana. Orice, numai nu Diana, nu Diana. Majoretelor banii, nu vreți o injecție? Ce ziceți? Nu vreți? Bad Boy, te-am recunoscut. Apropo, arăți interesant. Vreau să înceapă petrecerea, va fi înspăimântător. Da, chiar înspăimântător. Uite. Doctore, lasă-ne să trecem. Fetelor, cine vrea să petreacă cu păpușile de porțelan de seară? Hei, cine sunt aia de lângă banii? Păpușilor din porțelan, stați jos, vă aduc acum cocktail roșu sau ce vreți voi. Mă întreb, cine se ascunde în spatele păpușilor de porțelan? Probabil... fotbalistii! Ne-ați prins, cum v-ați dat seama că noi suntem? Ok, Costea, am pierdut, să mergem. Păpușile astea sunt așa de înfricoșătoare. Chiar sunt! Fetelor, dacă nu vreți un cocktail roșu, măcar luați un latte. Da. Mulțumim, Ice! Unde e lupul meu? Patrick, trebuie să-i spui că nu tu porți costum de lup. Patrick? Patrick? Patrick, ce-i asta? Mi-ai promis că vei fi un lup. Gigi, calmează-te, nu mai erau costume de cumpărat. Gigi, de ce nu-ți place? Tu ești cu fițarul și eu sunt albă ca zăpada. Mai bătrână. Patrick, haide, și voi cine sunteți atunci? Un coplu îndrăgostit. Ei sunt Artiom și Artiom, el e iubitul Iuliei și ăsta e iubitul meu. Chiar nu mă așteptam să sărbătorim costumați așa. Uitați, nu trebuie să fim supărate, petrecerea va începe curând. Vom avea cele mai frumoase machiaje și costume. Haideți să ne distrăm, haideți! Da, Iulia, doar că eu credeam că voi avea un lup lângă mine, nu albă ca zăpada cu riduri. Nu fiți supărate, haideți, petrecerea va începe curând. Ei, băieți, ce ziceți să facem o petrecere la mine după școală? Da, ce ziceți, băieți, vreți? Da, vrem, da. Harley Quinn, mă, ieși pe mine, sunt îndrăgostită de Teddy. Desigur, păr verde, ne vom distra. Nu am mai petrecut cu Harley Quinn până acum. Hei, fetelor, distracția va începe curând. Vom alege cele mai bune machiaje și costume. Haideți să ne pudrăm. Să mergem! Ce? Smiley, chiar te vezi cu Harley Quinn? Cu ea stai? Smiley, sunt șocată! Nu-mi vine să cred! Diana, sunt șocată! Băieți, voi... Fetelor, să mergem în altă toaletă! Smiley, cred că Diana s-a despărțit de tine. Frate, ce chinio, nu sunt pregătit să mă despart de Diana. E prea târziu să ne gândim la petrecere. Dragilor, acum vă alegi costumul și machiajul cel mai bun și vom da o pălărie. Ea poate fi schimbată pe 5.000 de lei. 5.000! Bravo! Bravo!
Și după ce alegem câștigătorul, vom avea o petrecere? Desigur, după concurs, petrecere! Diana, vreau să spun ceva! Smiley, lasă-mă în pace! Începe competiția! Diana, Blondo, ai avut dreptate, ți-am spus! Smiley, tu... Nu, Blondo... E, putem face asta fără certuri! Să ajungem un câștigător! Trebuie să mă asculți! Acum fiecare va veni și își va arăta costumul. Primii vor fi... Bine! Noi suntem o cuplă drăguț! Wow, Artiomi! Oh my god, ce costume urâte! Aplauze! Bine, următoarele sunt... Eu sunt Satana, iar eu spiritușul verde. Bravo! Nu înțeleg cum un om poate purta așa ceva, e oribil! Și spiritușul? Spiritușul merge. Dragilor, pălăria, 5.000 de lei. Cine urmează păpușile din porțelan? Sunt fotbaliștii! Sunt fotbaliștii! Și bine s-au plecat fotbaliștii! Și acum urmează... Frogux! Un clown și doi vampiri! Vai, Smiley, când se va termina odată? Sunt sigură că va fi mai distractiv la mine acasă. Arlechin, lasă-mă în pace, nu am chef. Nu pricep că Diana nu ar fi trebuit să ne prindă. În continuare, scufița roșie și lupul. Bine. Domn profesor, chiar vreți să râdeți de mine? Nu vedeți că ăsta nu e un lup? E albă ca zăpada mai bătrână și știi ceva, Patrick? De asta nu te mai iubesc deloc! Nu te mai iubesc! Deci ați auzit, scufița roșie e singură și în continuare e o vrăjitoare cu părul roz. Haideți să o vedem! Ia-e! Da, sunt o vrăjitoare și vreau să spun câteva cuvinte. Azi... Vrea să spună că va veni diseară la petrecerea mea. Diana, alege-mă pe mine, eu sunt prietena ta, eu nu te voi trăda. Vreau să se termine odată. Nu plânge, Diana, doctorul te va reface. Nu ar fi trebuit să spui nimic, ar fi trebuit să fie secret. Smiley, fără secrete. Și baristaul nostru aici, cine e? Eu sunt un barista care face degete însângerate și latte roșu. Da, și ea e prietena mea. Manjoreta zombie. Și mai avem și un ursule steady. Și o sirenă din Marea Moartă. Trădători, basketbaliștii sunt trădători. Domn profesor, putem pleca? S-a terminat competiția? Iar eu sunt un doctor, iar pentru comportament urât, cineva ar putea primi o infecție. Bine, Vani, arătați-le costumele. Ați înțeles? Votați-mă. Eu sunt Manjoreta zombie. Nu știu cine sunt, nu am chef. Iar eu sunt o majoretă care nu poate vorbi, am problemă cu gura. Iar eu sunt o fată care plânge constant și plâng pentru că am un iubit rău, de-aia plâng. Da? Ți-am spus să-ți voi explica totul mai târziu. Smiley, taci! Să alegem cel mai bun costum. Eu sunt pentru cuplu drăguț. Sunteți așa cool! Bravo! Ce desfălări, a mâine o veți putea schimba în 5.000 de lei. Mai v-am împărțit. Da, 2.500 de plecare, da. Diana, nu fi supărată! Blonda are dreptate, n-ai nevoie de el! Fetelor, nu înțelegeți! De fapt, îl cam iubesc!
Diana, trebuie să vorbim. Bani, ieși de aici. Diana, plecați, fetelor. Smiley, ești atât de... Diana, ascultă-mă. Nu, Smiley, ascultă-mă tu, eu vorbesc. Știi ceva, Smiley? Mi-ai stricat Halloween-ul. Da, mi l-ai stricat. De ce ai făcut asta acum? De ce? Nu înțeleg. Dar știi ceva, Smiley, m-am decis. O voi alege pe blondă și gata, s-a terminat totul cu noi. Nu, Diana. Da, dragilor, e gata. Nu, nu e gata, o voi câștiga din nou pe Diana. Ne iubim. Dragilor, cam asta a fost. Dați like, abonați-vă, apăsați clopoțelul și așteptați noile videoclipuri. O aleg pe blondă. Sper că am făcut decizia corectă. Diana, nu te întoarce la el. Fetelor, lăsați-mă în pace.